Bună seara, stimați prieteni, sunt Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Vă salutăm de aici din studioul Protocens Media și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Stimați prieteni, așa cum de fiecare dată uh, obișnim și în această seară avem onoarea de a avea în studiul nostru un invitat drag, un prieten al emisiunii noastre, al studioului Protocens Media, un om al lui Dumnezeu, un dujitor, uh, al Evangheliei, așa că dați-mi voie să spun un bun revenit fratelui pastor Florin Stoica, pastorul Bisericii Baptiste Iisus Mântuitorul din București. Domnule, să te binecuvinteze, mulțumesc de invitație, Cătălin. Slavă Domnului Florin pentru întâlnirea din seara aceasta. Iată-ne din nou în fața Cuvântului Dumnezeu încercând împreună cu tine să ne uităm la ceea ce ne învață Scriptura despre câteva evenimente, a spune despre o perioadă prin care trecem în, în zilele acestea, și anume două sărbători cum la o distanță de mai multe zile, vorbim despre înălțare și despre Rusalie. Ai vrea să ne uităm puțin la cele două evenimente, pe de o parte urcuș, da, vorbim de înălțarea Domnului Hristos și apoi o coborâre. Ne spunem Rusalie, am preluat noi în limba română termenul acesta, dar Biblic, așa cum se vorbește în Sfânta Scriptură, este vorba despre pogorârea sau coborârea Duhului Sfânt. Deci, practic, dacă ne uităm în special la perioada aceea, ucenicii au exact 10 zile la dispoziție între o urcare și o coborâre. O perioadă dificilă, ne vom uita ce putem învăța noi asta ce putem ne aplica astăzi, pentru că este o perioadă specifică. Ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem că am mai avut ucenicii perioade din acesta în care au fost oarecum lăsați de unii singuri, îngrijorați. Și ne uităm chiar atunci când erau pe mare, dacă vă ne aducem aminte, când era furtuna și Iisus dormea, deci erau, deși era cu ei, erau s-au simțit singuri. A mai fost o perioadă de dinainte de înviere, la fel atunci erau chiar înspăimântați. Și iată încă o perioadă în care uh, se lăsa singuri. Haideți să ne uităm puțin să vedem cum e să trăiești într-o asemenea perioadă și ce înseamnă pentru noi pe de-o parte înălțarea și pe de-o parte pugărârea Duhului Sfânt. Uh -huh. uh, înălțarea, e bine să ne gândim ce s-a întâmplat, de ce Domnul Isus s-a înălțat sau cum putem să prezim înălțarea. Înălțarea este ca un indicativ a faptului că Isus este Fiul lui Dumnezeu. El s-a înălțat la cer. Este o înălțare ca și cum s-a dus de acolo de unde a venit. Dar în mod fizic de acum, pentru că și, și îngerii le-au spus așa cum l-ați văzut mergând la cer, tot la fel veți vedea coborându-se. Nimeni nu poate să facă asta dacă nu-i Fiul lui Dumnezeu, să coboare din cer la propriu. Și Domnul Isus s-a înălțat la cer pentru că El și-a terminat lucrarea. Lucrarea Domnului Isus a fost încheiată la înălțare. Și anume, el a trebuit să împlinească legea lui Dumnezeu pentru toți cei ce n-au împlinit-o. Trebuia să satisfacă legea lui Dumnezeu, standardul lui Dumnezeu prin trăirea lui proprie. Al doilea lucru a fost să aducă jertfa de răscumpărare, să moară pentru păcatele noastre. A făcut lucrul acesta la croce. Și al treilea lucru trebuia să învieze, pentru ca să ne învieze și pe noi la o viață nouă, să ne dea Duhul Său cel Sfânt și în felul acesta să fim niște urmași ai Lui, răscumpărați, născuți din nou. De asemenea, El ne spune că s-a dus să ne pregătească un loc. Domnul Isus s-a înălțat pentru că s-a dus să ne pregătească un loc acolo unde este El, vom fi și noi, și Domnul Isus este înainte Mergătorul nostru, chiar în împărăția lui Dumnezeu, și uh, El s-a dus să ne pregătească locul pentru că acolo unde este El să fim și noi. De asemenea, un alt lucru pe care trebuie să-l spunem, tot Domnul îl descoperă, El s-a dus să mișlujească pentru noi, noi ca și oamenii lui Dumnezeu. Nu avem nevoie doar de răscumpărător pe pământ de păcatele noastre, ci avem nevoie și de un mișlocitor la dreapta Tatălui. De ce? Pentru că iată că noi avem un vrășmaș în văzduh. Iisus ne-a mărturisit și ne-a spus, Petre, Petre, satana ta ceru să te ceară ca greu. Pe toți, zice, nu numai pe Petru și pe ceilalți apostoli, dar zice, eu am mișlucit pentru tine. Eu m-am rugat pentru tine să nu-ți se piardă credință. Ce vedem? Este episodul similar celui din cartea Iov. Diavolul se duce la Dumnezeu și zice, degeaba te laudă Iov, degeaba te laudă Petru, ia atinge-te de carnea lui, atinge-te de viața lui, de mărturia lui, sunt în credința câteva blestema în față. Și Isus, în momentul acela intervine și mișlocește pentru noi și spune că mișlocit pentru Petru, m-a rugat pentru tine să nu ți se pierdă credința. Doamne, țin lui Petru. Și nădejdea noastră înaintea lui Dumnezeu este mișlocirea Fiului. De aceea spune și Petru, Pavel, că nici o încercare nu este peste puterea noastră. Că Tatăl, Iisus, mijlocește pentru noi și pune limite și zice de viața lui să nu te atingi. Sau să, să nu-i se pierdă credință. O altă limită pe care Domnul Iisus o obține de la Tatăl în mijlocire și odată cu încercarea Dumnezeu pregătește și mijlocul ca să putem răbda, să putem ieși din ea. Și în felul acesta Domnul Iisus a dus să mijlocească pentru noi la dreapta lui Dumnezeu. Avem un adversar în Văzduh, iar noi avem nevoie și de un apărător în Văzduh. El este Domnul Isus. Așa este. Asta putem spune și despre noi. Clar, că noi suntem pe Pământul acesta. E o luptă de zi cu zi, face parte din lupta asta a creștinului uh -huh. pe cale. Dar știi că când te gândești la Domnul Hristos și la ucenici în special, care au avut o părtășie foarte strânsă în perioada aceasta. Trei ani și jumătate au umblat împreună, au văzut o multe minune, au participat activ la tot ce s-a întâmplat și totuși să te aștepți ca după atâția ani, după ce au văzut învierea și au, nu, au crezut cu toți că Domnul este viu și totuși să mai aibă momente de cădere. Te gândești că. Uh, bun, și dacă ne uităm apoi în epistele și în faptele uh -huh, nu uh -huh. vedem că au fluctuat. Uh -huh. Da, deci, adică oamenii. Deci, te aștepți că zici. Până la urmă, oamenii din vremea Domnului Hristos, apostolii, erau la fel de oameni ca și noi. Corect. Și totuși, Domnul Hristos spune, eu m-am rugat pentru voi. Uh -huh. Deci practic, indiferent din ce suntem, în ce secol suntem, fie că am primit cuvântul de, de la Domnul Hristos, fie că îl citim în Sfânta Scriptură de la altcineva, uh, în fața celui rău, numai Domnul Hristos și uh, el mijlocește pentru noi și astăzi. Uh -huh. Uh -huh. Da, uh, și de asemenea Domnul Iisus s-a dus la, a înălțat pentru că El s-a dus să desăvârșească lucrarea. Ce, la ce ne referim? După ce Domnul Iisus s-a înălțat, Duhul Sfânt avea să vină. Spune, eu vă voi da un alt mângâietor care va fi cu voi în veac și în sărbătoarea cinzecimii la iudei, 10 zile de la înălțare, Duhul Sfânt a fost revărsat peste ucenici. Și puteți spune că asta este desăvârșirea lucrării, pentru că Iisus le-a și spus rămâneți în cetate. În textul nostru din Luca la înălțare, Iisus tocmai asta le spune rămâneți în până când veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus uh, miza pe lucrarea Duhului Sfânt care avea să întărească pe ucenici, să facă lucrarea. Nu i-a trimis fără Duhul Sfânt, observi? Și lucrul acesta este important și pentru noi. Uh, așa vede Domnul Iisus lucrarea după ce el a plecat, trebuie să vină al doilea Uh, uh, mângâietor, da? Nu fără mângâietor, fără mângâietor noi nu avem voie să plecăm singuri da? Chiar dacă E foarte interesant, dar acum am, da. fii atent, deși am ascultat textul ăsta și l-am citit de atâtea ori, mm -hmm. când uh, l-am auzit la fel, până rămâneți în cetate, oarecum, nu că Duhul Sfânt n-ar fi omniprezent, îți dai seama, mm -hmm. ar fi just, mm -hmm. să să-i, uh, să, uh, să atingă oriunde erau pe pământul mm -hmm. acesta. Dar cred că în momentul în care le dă clar, stați aici, stați grupați, stați împreună, e și vorba asta de părtășie, și de încurajarea uh, pe care o aveau nevoie să o aibă, plus mărturia. Uh -huh, uh -huh. Da? Pentru că a fost un eveniment timp s, -a, s -a auzit un voie, nu? Parcă. Da, da, da. Deci, foarte interesant asta, stați, De dă indicații clare. Da, da. Era, de fapt, un timp al revărsării, nu un loc neapărat. E, asta este. Da, era un timp, pentru că trebuia 50 50.000. Dumnezeu cu Israel lucrează totdeauna. Ceasorni, Asta este... Ai văzut că lor le dă ani, zile, cu numărătoare și așa mai departe. Așa era sărbătoarea cinzecimii și era timpul când Dumnezeu trebuia să reverse Duhul Sfânt peste întreaga biserică, peste toți cei ce cred și de atunci s-a pornit marea lucrare. Marea lucrare de mântuire a tuturor neamurilor, întâi de apoi a grecilor și care continuă până astăzi. Însă lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, avem și noi o contribuție a noastră. Iisus spune la un moment dat în Ioan 14 cu 12, spune că adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Lucrul ăsta este o promisiune foarte mare, care unii cred că nici astăzi încă nu și-o asumă că vor face și ei ce a făcut Iisus. Și de ce spune Iisus că vom face și noi? Ce pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Acum, lucrarea aceasta se face prin Duhul Sfânt. Și ceea ce cerem noi și, tată, și Tatăl ne dă, este exact ce spune și Isus în Luca, în altă parte, Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce îi cer. Puterea de a face lucrarea lui Dumnezeu este mijlocită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. și ca noi să putem să facem această lucrare pe care Domnul Isus a început-o, este nevoie de Duhul Sfânt, dar partea noastră este rugăciunea. În textul acesta de două ori se repetă dacă veți cere, orice veți Și uh, noi ca să putem să facem lucrarea lui Dumnezeu, avem nevoie să ne rugăm. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne întărească, El să ne umple de Duhul Sfânt, El să ne dea cuvânt, să ne dea îndrăsneală, cu zicea poate exact. de pentru mine, să vestesc Evanghelia cu toată îndrăsneala. Pentru asta ai nevoie de rugăciune. Ai nevoie de Intervenția lui Dumnezeu. Și vezi că lucrarea lui Hristos nu este o lucrare didactică. Am luat Biblia, am învățat, predică, am învățat textul și eu spun că sunt unii care știu pădă în afară scriptura. Puterea nu stă în recitarea textului, ci puterea stă în Duhul Sfânt care se folosește de omul lui Dumnezeu când, în momentul în care este invitat. Vezi de asta, creștinismul este o relație, nu o religie. O relație. Adică atât ești de tare cât de strâns e relația ta cu Dumnezeu. Atunci când tu vrei să slujești pe Dumnezeu, cere -i, cere -i lui Dumnezeu să fie acolo prezent, să vorbească prin tine, să se manifeste. Și trebuie să știm și să recunoaștem că Dumnezeu este mult superior facultăților noastre și că noi îl chemăm să se folosească de noi. Nu numai predicatorii și păstori, și un om care vrea să mărturisească fratelui lui, soției, soțului, oricine, oricui, când îl chem pe Dumnezeu să se folosească de tine, Dumnezeu să va da gândurile, ideile, cuvintele, exact. care știe că va avea efect asupra inimii celuilalt. Toate statisticile noastre nu pot intui cât de bine intuiește Dumnezeu, ci e potrivit pentru Sufletul ăla, pentru biserica respectivă sau lucrarea în care Dumnezeu este chemat. Și de asta este așa de importantă chemarea lui Dumnezeu în rugăciune. Vedem că Petru, nu ce predică o imitoare a avut el. Da. 3.000 de suflete s-au întors la Dumnezeu. Ne, ne străduim să intuim ce a spus Dumnezeu, așa misterios de s-a pocăit oamenii. Că noi dacă am recitat toată predica asta, n-ar fi același efect. Eu cred că acolo Duhul Sfânt a știut exact ce cuvinte să pună în gura lui Petru ca să străpungă inima la celor ce ascultau. Erau iudei veniți din toate locurile la sărbătoarea a cinzecimii. S-au mirat, i-au auzit vorbind în limba lor, e adevărat, fiecare. Fiecare limba așa... și mai ales erau niște oameni ne Da, sigur. Erau iudei veniți din afară, diaspora, venea la sărbătoare nu? No? să se închine. Dar ce cuvinte a pus Duhul Sfânt în gura lui Petru a fost exact ce era nevoie. E atins la inimă. Ca să atingă la inimă. Da, se pocăiască. Asta este lucrarea. Că de spus evanghelie e simplu să zici. Iisus a murit pentru noi. El e Fiul lui Dumnezeu. Mai ales că era o sărbătoare mare în care era un pelerinaj, da, una din sărbătorile cu pelerinaj la Ierusalim. Da, exact. uh, Din gura unor oameni simpli, la rândul lor, și apoi cu impact, oameni care au fost atinși și au zis de astăzi eu mă pocăiesc. De prima zi. Luând în considerare și riscurile. Deci erau uh -huh. inima... Uh, să spunem, religii mozaice, da? Uh -huh. Erau acolo unde, încă sub ocupație, deci au sumat și că dar Dumnezeu a spart barierele astea. Da, da. Cred că una din lucrurile pe care noi trebuie să le, să le cercetăm în viața noastră de pocăiți, oamenii lui Dumnezeu, este exact ce a spus Isus când s-a întâlnit cu cei doi ucenici pe drumul către Maus. Ăștia erau descurajați. O, noi credeam că El este exact, dezamăgit, dezamăgiți. foc, da. Și Isus i-a mostrat cu un cuvânt și le spune așa, spune, uh, uh, așa, le spune, o, nepricepuților și nici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. Asta este una din problemele noastre, și anume, nu credem tot ce spun proroci, oamenii lui Dumnezeu. De ce? De exemplu, dacă întreb un evanghelic, aproape oriunde în lumea asta, în țară, la noi sau în afară, Crezi că ești iertat de Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus? Dumnezeu, pocăiții cred treaba. Trebuie să recunoaștem că noi avem calitatea aceasta de a crede și a primi jertfa lui Iisus pentru păcatele noastre și te uiți la ei că sunt născuți din nou, au pace pe față, exact. nu mai au frică de moarte. Vezi că ei cred în iertarea lui Dumnezeu. Au siguranța a vieții veșnice. Deci noi credem în Scriptura în privința aceasta. Dar dacă îi întrebi, crezi că Dumnezeu te poate folosi pentru înaintarea Evangheliei? Aici noi ne schimbăm. Deși Dumnezeu ne promite și una și alta, aveți iertarea și mântuirea de păcate în Hristos, dar aveți și puterea să faceți lucrarea lui Hristos. E, pasta nu încep creștinii noștri să dea deoparte, eu nu sunt comitet, eu nu am studiat teologie, eu nu sunt misionar. Și uite așa, bagă tot felul de argumente, dar de fapt în spate ce? Ei nu cred tot ce a spus Domnul. Înțelegi? Ei nu cred. Ei cred past asta cu iertarea și cu mântuirea slavă, Domnului, că asta ține de viață veșnică, dar pe aia cu veți primi o putere, nu prea știu eu cum tu ești. Pentru că mă studiez de mult și eu problema asta. Da. Pentru că noi avem o problemă, facem o mică paranteză, da. Dar se leagă cu slujirea, pentru că în momentul ăsta al rusarilor, al pogrădului Sfânt, a fost, să spunem așa, punctul critic în pornirea bisericii, dar practic s-a a luat ființă biserică și mm. apoi lucrarea de misiune. Au început să pocăiască oamenii. Bineînțeles, în Ierusalim la început și apoi puțin mai târziu, în da. alte părți. Când vorbim despre mântuire, știți cum e, sunt două caracteristici, și asta ține puțin și de firea noastră umană. Mm. Pe de o parte, când înțelegem că e gratis, da, e din partea lui Dumnezeu ne bucurăm și în în care suntem mântuiți, știi cum e? Suntem oarecum, vorbim noi românește cu saci în care oarecum mi-am asigurat accesul la Dumnezeu, sunt pe să-mi vădă treabă și, dar aici am să termin, pentru că Dumnezeu ne cheamă la mântuire pe toți, dar Dumnezeu ne cheamă și la atunciere pe toți. Uh -huh. Ce spui tu de uh, implicarea în lucrare, în misiune, în orice lucrare, îl dai cu mătura la biserică, nu știu, hai să luăm chestii de -astea simple, nu să zic că te duci să faci nu știu ce, acțiuni sociale, uh -huh. E de lucru pentru că nu există pe câmpul Evangheliei să nu fie de lucru. Să mm -hmm. Cineva să fie șomer. Nu. Aici deci are de-a face cu, cu acțiunea ta, cu implicarea ta, cu cheltuiala ta. Deci, Asta înseamnă să dedici timp. Deci nu mai e ceva ce primești, mm -hmm. e ceva ce trebuie să faci. Cheltuiești din, din resursele tale. Timpul tău... Confortul tău, dar hai să fim serioși. Uneori nu zine. Deci, acum, indiferent. Știu cum e, eu dacă nu vin la biserică, ca și credincios, pastorul vine la biserică, el predică. Dacă nu vine păstorul, se cunoaște. Dar până la da. urmă și păstorul e om. Deci, hai să spunem, da. nu vrei să te duci în misiune, nu te duci. Uh -huh. Dar Dumnezeu va găsi probabil pe cineva. Și știu că face Dumnezeu. Dar ideea este că Dumnezeu ne cheamă pe toți. Da. Și de aici s-a născut zona ta de confort la noi în ah. în care mulți oameni stau și nu sunt uh -huh. implicați în nimic de ani și an de zile. Da. Deci tu pui pe seama comodității, poate ușor. A comodității sau... și a. Nu. Știi care fața? Când se predică pocăința, din momentul pocăinței pe care la care Dumnezeu ne-a chemat, automat trebuie să predicăm și implicarea. Uh -huh. Deci din momentul acela, pentru că ai, ai luat și ai dat mai departe, uh -huh. Uh -huh. tu ești asigurat și gata, acum dormi niște da, că. Da. Dumnezeu lucrează pentru tine. Interesat. Nu. Da. Și mai e o chestie. Foarte multă presiune acum, nu, o să spun, ești păstor și, mm -hmm. și nu, uh, fac nu zic lucrul ăsta doar pentru faptul că, na, ca să te măgulesc. De multe ori se aruncă povara asta a slujirii și a implicării doar pe păstori. Mm -hmm. Este? Pe oamenii care de obicei fac asta, da, sunt da. în față, fie că sunt cântăreți sau știu eu. Când e ceva, păstorul te să facă, păstorul te să le adune păstorul, trebuie să-i cheme păstorul să le facă pe toate. Nu, lujirea nu e doar doar păstorul, păstorirea e o lujire. Uh -huh. Să spui cuiva și mărturia, da. dar ce să spun? Eu mă am la altceva. Uite, când, Uite, când, cum, na. Da, când au fost statisticile acestea cu cât sunt evanghelici, cât sunt ortodoxi da. în țara noastră și așa Recian mai departe. Reciensământul? Reciensământul. Uh, Mihai Neamț a avut o emisiune televizată, nu mai știu unde, și au fost întrebat la un moment dat, era în uh, cult ortodox. Domnule, ați auzit de numărul mare al Evanghelicilor și așa mai departe. Da, domnule, cum explicați dumneavoastră? Mi-a plăcut explicația lui, da, ca observator sau outsider, cum să zicem, din afară. Și uh, el a spus așa, domnule, ce am observat eu este că mie au câteva aturi. Și să vezi ce aturi a văzut el la noi. În primul rând, credința e pentru orice. Nu e ca la noi seminar, că dacă vrei să intri în lucrare, ehe, trebuie să fii și despiță, nu numai de spiță, nu mă adresezi. Și la ele e pentru oricine. Oricine vrea să fie lucrător, e binevenit, este încurajat. Primul a pentru oricine deschide ușa la Al doilea, în nu e ca la noi, cu școală, cu tot așa, recomandare, adică recomandare, să fii din familie, cu greu să intre la noi, în uh, ei vorbeau de clerici, ok? Clerici, da. Da, Iici, la, la ei nu e așa vorbea de evanghelici toți la un loc, zice la este cu Duhul Sfânt, cu credința în Duhul Sfânt, cu darul Duhului Sfânt, cu chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu. Și atunci îi deschide ușa încă o dată, pe, pe lângă faptul că pe toți îi cheamă să se implice, pe toți îi cheamă să creadă că Dumnezeu îi va înzestra. Deci P e o înzestrare naturală de la Dumnezeu, știi? Și el vede asta ca un atu pentru noi, evanghelici și al treilea atu spunea că ei uh, au, uh, sunt promo le dă libertatea să slujească. Zice, din sală se ridică și îi slujesc cu o cântare, cu un îndemn, cu o poezie, orice. Și la este libertatea aceasta de formare, de ridicare, de încurajare la slujiri. Și eu cred că când am ascultat pe emisiunea aceasta, am, eu am și m-am gândit, mai am observat bine. De ce? Pentru că asta este partea care dă putere bisericii și anume, să crească că se poate. Țelegi? Este și ce spui tu, confortul. Adică, omul se codește când e vorba de lucrare, că zice că îl pui la treabă. Nu, nu e de asta. Și asta este e adevărat, deci foarte adevărat ce spui, dar sunt unii care efectiv nu cred că îi vor reuși. Sunt timizi, sunt introvertiți, sunt, știu, au complex sau de inferioritate sau știu ce se și întâmplă. Reșine, uh, Și mai e chestia asta, resurse. Deci, um, de. cel fel, mai frumos, resurse materiale. Că, acum știți, noi știm, Evanghelia necesită niște. Uh, resurse. Na, să te duci în misiune undeva, să te trimiți în misiune, să o nu refer doar la resursele financiare, uh -huh. da, materiale. Da. Și la resursele astea pe care te le-ai spus că Dumnezeu te îndestrează. Da. Oamenii ăștia nu erau vorbitori, da? erau pescari și erau oameni simpli. Tâmplare Iată. Ia uite Iată. că Dumnezeu, ce predicator a făcut. Eu cred că Dumnezeu, dacă face chemarea, de care e faza? Și eu am testat asta pe propria persoană. Dumnezeu îți dă ceva înainte ca să te cheme. Uh, cred că face și chemarea aceasta, apropo, când te-a înzestrat și te-a chemat la adujerii, mm. Și eu zic că toată lumea, toți dintre ai noștri uh, care au mărturisit pe Domnul Cristos, Domn și Mântuitor, da? au acceptat mântuirea, sunt chemați la alujire. Deci eu zic că toată lumea okay. poate da. să facă da. ceva. Da. Da. Domnule, la toată lumea dau cel puțin un dar, um, un dar, corect. Mă măcar unul. Dar încurajării, -un dar o știu eu, mm -hmm. mm -hmm. milostenii, dar -un, nu toată lumea trebuie să fie predicat, toată lumea trebuie să fie mm. că nu mă dar la cântare, la toată lumea sau la predică. Ce vreau să spun este că sărbătoria asta, 50 mi să se spune că am intrat deja în subiectul ăsta, da? ea s-a întâmplat o, dată, da? O dată. Deci, în fapt. Asta doi... e foarte important, pentru că e, că mai Nu se semna, mai repetă. Nu se mai astea, Doamne, nu. mai vreau să sare, da? Când, nu zic nu că e, cântam, Nu e corect, biblic. Da, nu, e, nu e, foarte, nu e biblic, mai ales că la ce te referi ce vrei. Iar să se coboară cu Duhul Sfânt, e deja între noi. A, ah, dacă Așa. vrei să mai vei o predică, Doamne, mai vreau rusale. Deci mai vreau o predică care să pocăiască 3000, sigur vreau. Așa, da. Aici, din și o revărsare sau umplere cu Duhul Sfânt, iară. Da, e bun. Da, vreau. cu da. Duhul dar să coboare Duhul Sfânt, nu mai e aici. E e, în casă. Ca și răstignirea, da. mai vreau răstignire, nu se mai S-a da. fost odată pentru totdeauna. Ideea este că odată cu cu Duhul Sfânt, uh, practic s-a deschis ușa, cum zic unii, biserici, adică a început lucrarea spirituală. Oamenii au început să predice, oamenii au început să pocăiască și au început cele patru procedee ale bisericii primare. Învățătura apostolului către afrățească frângerea pâinii și rugăciuni. Bun, asta nu e o garanție că peste tot această lucrare va continua la aceeași intensitate la fel. Faptul că aici a început nu e o garanție că peste tot va continua la fel. Exact. La fel de dinamic, la fel de puternic și așa mai departe ci ține și de fiecare dintre noi. Că de asta spun și omul are partea lui. Duhul Sfânt, Dumnezeu l-a dat, a fost promis și -i vedem pe ucenici că ei se rugau exact ce spunea la început. Domnul Iisus a spus, dacă veți cere, veți primi. Și -i vedem pe ei că înainte de răsare ce făcea? De 50.000. Se rugau. Se rugau. Și pentru că se rugau și stăruiau, Domnul le-a spus, să rămână în cetate până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Atunci când te rogi lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu te umple. Ideea care este? fiecare dintre noi trebuie să aibă cumva lucrurile acestea care le-au avut și ucenicii. Adică să aibă relația cu Dumnezeu, să se roage. Trebuie să ceri de la Dumnezeu ajutor, putere. Vedem la ucenici că ei au început lucrarea foarte bine, dar la un moment dat au întâmpinat prigoană. Și după ce au întâmpinat prigoană, ei ce au făcut? S-au strâns, spune în capitolul 4, și au început să se roage. Zice, și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor fapte 4 cu 29. Dă puterea robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneală. Și întindeți mâna să se facă tămăduiri, minuni, semne în numele robului tău celui Sfânt Iisus. Și după ce s-au rugat așa, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Ce vedem aici? Puterea lor să tea în relația asta cu Dumnezeu. Veneau amenințare, veneau o slăbire, pe unii îi temnițau, pe Iacov i-au capul, la au la un da. moment dat. Domnule, ei mergeau mereu și se întăreau, mergeau mereu și se întăreau. Noi dacă vrem să menținem această putere a Lui Dumnezeu în viețile noastre, puterea Duhului Sfânt în lucrarea bisericii, trebuie să avem acest comportament. Și mai sunt câteva lucruri. Acum te rogi cum s-au rugat ei, dar nu rugăciunea totul. Trebuie să te și Că sunt rugăciuni făcute care nu sunt plăcute Lui Dumnezeu. Spune Solomon, foarte greu cuvântul ăla, rugăciunea celui nelegit e ca o scârbă înaintea Domnului. Adică oamenii care se roagă și nu trăiesc. Nu fac. Dar îi dau înainte cu rugăciunea. Tare să se audă. Nu, trebuie să te bucăiești când te rogi. Dură, dură, dură. Da, dur. foarte tare cuvântul lui Solomon. Pentru că spune așa, cine se rostește numele Domnului se departeze de fără de lege. Deci dacă noi strigăm ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt, Ia seama cum te rogi. Trebuie să te pocăiești de tot ce îți spune Duhul Sfânt în clipa aia că ceva nu e regulă cu tine. Că vedeți și uh, vedem că Iosua. Iosua avea o problemă. Nu putea să biruiască cetatea Ai. S-a dus o rugăciune. Doamne, ce ne-ai făcut? Ce vom face noi numele lui tău celui mare? Și i a zis Dumnezeu, Iosua, eu o problemă la voi. Nu că Dumnezeu nu răspunde, nu că Dumnezeu nu răspunde. E păcat în adunare. Nu știi tu, Iosua, dar e acolo. Și i-a zis lui Iosua, depărtează fără de legea și vă voi da birință. Iosua, un credincios, a mers până la capăt, a făcut îndreptarea și lucrurile au mers înainte. Ăsta ar fi unul din răspunsurile pentru care Uneori lucrarea nu merge la fel peste tot. Așa este. Că, drept vorbind, sunt unii care se roagă, frate, dacă nu te plângi că nu se roagă. Se roagă unii. Unii nu se roagă. Unii uh, chiar sunt mai intelectuali, știi, stau cu scriptura, stau cu... ei sunt cu strategiile, ei sunt cu metodele, cu resursele. Nu, trebuie să ne rugăm. Dar este și o problemă la cei ce deja se roagă și totuși nu se întâmplă. De ce? Pentru că înseamnă că se roagă, dar nu fac ce a făcut Iosua. Adică nu îndreaptă ceea ce trebuie îndreptat, pentru că, uite, iarăși o altă problemă. Era păcat în Biserica Primară. Ce păcat. Zice că văduvele. Nu, văduvele. Ev erau evrei cu greci și evrei purți. Da? Uh -huh. Și evrei care erau cu greci, mixt, erau trecuți cu vedere la împărțirea ajutoarelor. Da. Problema asta veche. Iată că de la început. Cu da, faptele apostoli. Le... Da. Cu ajutoarele. Și ce a făcut aici apostolii? Au rânduit șapte diaconi. Au rânduit șapte diaconi. Ca să rezolve problema asta. Și, domnule, nu se cade, nu se poate. Trebuie să îndreptați treaba asta, să Stați și ocupați-vă să primească și cei care sunt cu greci și cu evrei, și cei care sunt doar evrei. Cu alte cuvinte, a trebuit să îndrepte problema asta și pentru asta a rânduit șapte iaconi. Okay? I-a rânduit, oamenii au început să slujească și biserica a continuat să crească și a mers mai departe. Iată un obstacol pe care ei l-au depășit. Un obstacol de uh, îndreptarea situației, îndreptarea problemei. Că dacă te rogi și închizi gura grecilor, n-ai rezolvat nimic. Dacă să i zici, măi, nu mai vă certați în adunare, da, ce lăsați așa cum e. Nu mergi. Trebuie să îndrepți lucrurile ca Duhul Sfânt să continue să lucrezi. ca Duhul Sfânt e drept, e sfânt. El se coboară peste cei ce sunt sfințiți în jertfa lui Isus, dar și în trăirea lor, de ascultare. Trebuie să mergi după Isus ca Duhul Sfânt să te împuternicească. Da. Așa este. Practic, schimbarea aceasta, momentul acesta al pogării Duhul Sfânt face o transformare în, în ucenici, mm -hmm. oamenii aceia care erau timizi, erau înspăimântați, care trecuseră. Da. Din momentul ăla devin niște oameni cu putere, cu îndrăsneală. Mm -hmm. Dumnezeu se folosea de gura lor, de puterea. Puterea aceasta pe care Dumnezeu le-a dat-o prin Duhul Sfânt se vedea, era vizibil, mm -hmm. erau mm -hmm. Și bineînțeles se vede diferența dintre ceea ce erau înainte da. și ceea ce sunt da. acum. Acum dacă ne uităm astăzi, pe lângă faptul acesta că erau reticenți, chiar mă gândesc de ei se ascundeau să te-au retras, erau împreună dar nu să te-au uh, văzul lumii uh, și vreau să vorbim puțin despre perioada aceasta a începutului după revărsarea Duhului Sfânt și după predica aceasta uh, okay. pentru că în o perioadă în care credința uh, creștină s-a tot denaturat așa și începutele să spunem simple ale credinței uh, au fost înlocuite de lucruri mai avansate, cum spuneai tu, strategii, PR și alte uh -huh. feluri. Deci, acum știm foarte bine să ne prezentăm, interacționăm bine, avem mijloace de comunicare în masă mult mai eficiente. Uh -huh. Atunci, da, dai seama, se striga cât se putea de tare și cine auzea, auzea. Acum, lucrurile s au avansat, pe de-o parte, am, am, am renunțat așa sau am denaturat puțin închinarea aceasta a Bisericii Primare. Uh -huh. Ne-am depărtat puțin de. sau de Puțin sau puțin mai mult. Mm. La ce mă refer? La cele patru acțiuni pe care le făceau ei. Mm -hmm. Rugăciunea, da? Învățătura apostolilor, poselor. Da. Uh, Frângerea pâinii. pâinii. și. Părtășia frățească. să mm. luăm pe rând. Uh, ne uităm puțin la situația asta, că până la urmă știi cum e, Noi putem să vorbim la ce s-a întâmplat acum, dar hai să ne uităm în prezent. Că, mm -hmm. clar, a fost un moment unic. Mm -hmm. va văd Domnului, Duhul Sfânt este între noi și. Faptul că noi vorbim despre lucrurile astea este tot prin puterea Duhului că altfel da, da. n-am înțelege ce se spune. Da. Dumnezeu și una dintre lucrările Duhului Sfânt este să ne uităm la noi înșine mm -hmm. și să ne vedem uh, problemele, minusurile. Mm -hmm. Așa că ne recunoaștem atunci când avem ceva de îndreptat. Și asta încerc să facem. Acum să tragem și un semnal de alarmă, pentru că, uh, Florin, poate observa și tu că am, am avansat foarte mult. Avem acces acum la tot felul de cărți, studii. Din punct de teologic, din punct de al, al interacțiunii noi ca oameni. Deci, cum să spun, orice predicat, orice material acum e disponibil la un click distanță. Da? da? Nu mai putem spune că nu am venit să ne predice fratele cu tare, nu l-am auzit pe. Cum era înainte, când venea un păstor sau un predicator faimos, toată lumea era acolo. Nu, da. acum oriunde îl poți asculta. Da. Programe, tehnică, cântări profi, da? Deci, oamenii, am, am avansat, în Da, totuși. Dacă ne uităm la ceea ce se făcea acum 30 de ani, anii 90, sau poate înainte și mai bine, cred că, dacă putem compara, uh, ceea ce se face acum, vedem că intensitatea închinării a ceea ce se întâmplă, Duhul Sfânt a rămas, da. e încă între noi. Dar raportul nostru față de ceea ce Dumnezeu ne-a să facem a scăzut. Uh -huh. Contribuția noastră... Și aici ne uităm la rugăciune, că spune că tu da. ai spus să rugăm. Da. Cât ne mai rugăm noi asta Și vorbesc inclusiv mm -hmm. în biserică, în adunare. Mm -hmm. Cât mai studiem? De ascultat, da, ascultăm. Da. Știi cum e? Ca un merge sau mm -hmm. Cât mai suntem conectați cu predica, hai să spunem altfel. Da. Ai văzut că în prediști toată. Te uiți că. Da, pentru cei care da. cred că pastorul nu vede din față. În că se vede. Da. Oamenii sunt conectați, sunt atenți, sunt atenți Nu contează poate stai și cu ochii la tine, îl vezi dacă da, da. trece privirea prin tine sau nu. Deci, ca profesor la școală. De, da. Sau care alte preocupări. Tu faci treaba în continuare. Deci, cât de mult mai suntem conectați la ceea ce se întâmplă? Mai vorbim uh -huh. de cântare. Când mai cântă congregația? Ai observat că sunt adunare în care se cântă doar în față și apoi în adunare nu se mai cântă. Uh -huh. Congregația, adunarea? cea mare, cum era înainte, vuia, na și nu avea da. sonorizări cum erau acum. Da. acum. cu ce se putea. Cu deci, bucurie. <laughs> exact. Da. Deci, vezi tu, ce s-a schimbat? Că până la urmă asta suntem. Suntem încă în perioada Duhului Sfânt. S-a schimbat Duhul Sfânt, s-a schimbat sau s-a schimbat mm. omul? Da, e local. Cineva spunea, am fost la în întâlnire cu un frate pastor și un frate se pensiona. Și ne-a spus ce a învățat el de-a lungul slujirii, mai multe, dar pentru care mie mi-a tras atenția un lucru. Și el spune așa, măi, eu ca orice pastor, când ne făceam predici și așa în biserică, de obicei luam textele care ne vorbeau nouă mai mult. El vorbea. eu, da, așa, da. eu textul care îmi vorbește mie mai mult, din el predic. Mai are sens, că ce înțelegi, ai spui și la altul. Cine predică, lui își predică. A, da? da? Altă, altă, metodă. Și eu făceam altceva alt... după aceea. Luam, îmi plăcea mie spurger, îmi plăcea mie de știu eu, de Moody, de cineva deosebit. Jonathan Edward, luam de el o mesaj, o schiță, o idee. Exact. făceam cu scriptura și făceam iarăși o predică frumoasă. Și ziceam, Doamne, binecuvintează cuvântul meu. Și spune că la un moment dat, dar și că destul de târziu, în viața a învățat să facă treaba asta și a zis așa. Și ne-a zis, dacă putem, noi, noi eram păstori mai tineri. De. Deci, dacă puteți să faceți asta, nu ca mine mai târziu, ci mai devreme. Deci, ce am învățat eu să fac? Dumnezeu m-a cercetat. Ce deci, să știu că mă duc într-o biserică la 10, mâine eu sunt într-o biserică la 10. Doamne, fac cu bine în față, dăm un cuvânt de la tine. Nu să iau să citesc eu ce mi-a plăcut mie mai mult, sau uh, autorul meu preferat, sau textele mele preferate. Nu, mă, e bine ce fac, nu e rău, că e tot cuvântul lui Dumnezeu. Dar și mai bine este să le întreb pe Dumnezeu specific. Doamne, ce cuvânt? ai pentru oamenii cu care mă voi întâlni mâine la 10. Și stai înaintea Domnului și să lași ca inima să fie direcționată de Dumnezeu într-un text anume. Și spune că el a învățat să facă asta destul de târziu și spune că a simțit o diferență. Atunci când îi cer lui Dumnezeu să-ți dea nu numai putere când predici sau când te închinși în biserică, știi, să fie acolo prezența Duhului Sfânt, ci și cuvântul, mesajul ce să spun? Că dintr un text poți să spui mai multe lucruri. Da, dar înțeleg. ce anume are Dumnezeu pentru persoana respectivă sau biserica respectivă? Și cred că asta este un lucru uh, foarte bun, foarte important. Nu să venim noi cu temele făcute și să zicem, Doamne, binecuvintează, ce am făcut de aici, nu. mi tu, Doamne, ce anume vrei să spun? Și bineînțeles că după ce Dumnezeu ți-a dat gândul, textul, ideile, Apoi elaborat și tu îl dezvolți, știi, și lucrezi la ceea ce Dumnezeu ți-a Nu mă refer la faptul că să-ți dea imediat, pe loc, adică cu de dimineață, știi, nu. Ci din timp te rogi. Atei în a cu... Duhului Sfânt. Nu? Da. Călăuzirea Duhului, Duhului Sfânt. Și da, și Domnul face asta când îi cer lui să-ți dea cuvânt, mesaj sau, da, izbândă în lucrarea căruia ai de făcut. Și cred că și asta contează. Adică să mergi pe mâna lui Dumnezeu. Să-l implici pe El. Și asta poate să facă și cel de la închinare, că vorbeai de închinare, felul... De cântare. Că... Cântarea, Dumnezeu exact. Vorbește Doamne, și cântare. dăm cântările potrivite pentru a duna. Și Dumnezeu lucrează prin cântare. Spunea fratele Mudi că era Sanchi, cel care era cu cântarea la evanghelizările lui, era o vorbă că zice, cine nu era câștigat de evanghelizarea lui Mudi, era câștigat de cântarea lui Ira Sanchi. Așa de un și erau amândoi, adică amândoi era putere și amândoi probabil se rugau și cereau Domnului cu cântarea și cuvântul potrivit. Asta cred că trebuie să facem. Vezi, revenind la relație. Că Isus a spune, asta e viața vieții. Că să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis Practic, viața veșnică este o relație. Tată, fiu, Duhul Sfânt. Și atunci când păstrezi asta în biserică, dacă vorbim de cei patru sunt pe biserici, învățătura apostolilor, legătura fratească, frângerea pâinii și rugăciuni, toate astea trebuie să se împreună cu, uh, cu Dumnezeu învățătura a să studiem Scriptura și îi zicem lui Dumnezeu, Doamne, vorbește -mă. O, tânără spunea la un moment dat și mi-a plăcut cuvântul ăsta. Eu când stau dimineață și am timpul meu cu Domnul, îi zic, Doamne, eu citesc textul la rând, așa cum este. Dar zic, Doamne, vorbește în textul acesta. Lasă-mi cuvânt în inim. Și e mare lucru să ai o relație cu Dumnezeu în timp ce citești Scriptura. Că să spunem, nu e, e ispita aceasta, știi cum? Îți semnezi o Ți-ai făcut norma, știi, citești și citești textul așa ai scăpat. Trei capitole am terminat, gata, la treabă. Nu, trebuie să uh, menții relația, să cauți pe Dumnezeu în momentele acelea de a Scripturii. Iar în biserică, la fel trebuie să facem cu uh, Dumnezeu în toate întâlnirile noastre. Cred că asta este unul din lucrurile care se pierde încet, încet. Cine, cineva spunea că, uh, prin absurd, dacă Duhul Sfânt ar fi luat în momentele acestea din biserică, uh, 70% din biserică ar funcționa normal. Asta e spre învățărirea wow, wow. noastră. Adică nu e în regulă să facem totul, să învățăm să facem ceea ce face Dumnezeu, dar fără El. Știi? Nu e ok. Și cred că aici este greșeala și eroarea noastră. Am învățat să fim creștini fără ajutorul lui Dumnezeu. Știi? Adică să facem ce fac creștinii, ne uităm în Scriptură, știm ce învață ei, învățăm și noi la fel. Pe când prezența lui Dumnezeu într-un suflet, într-o adunare, este ceva, să știți, sacru, este ceva extraordinar, este ceva de dorit. Aș spune că asta este ceea ce trebuie să urmărim noi. Și anume prezența lui Dumnezeu să fie în adunarea respectivă. Nu a învățăturii lui, ci a lui. Pentru că învățătura lui, dacă nu este păzită, el nu mai este acolo. Înțelegi? E învățătura care te mustră că de ce nu plinești. Și dacă e păcat și cineva nascultă ascultă un individ, o familie, o biserică, ascultă cuvântul, Dumnezeu nu mai poate să ia parte acolo. Știi? Pentru că păcatele noastre, până o zi de despărțire între noi și Dumnezeu, îl împiedică să ne asculte. Da? Și ne ascund fața lui. Și ă, asta este cel mai important sau foarte important, atât în studiile noastre, cât și în legăturile fratești. Iată, părtășia noastră este bună dacă este Domnul cu ea. Așa Asta. Părtășia noastră nu mai e bună dacă Domnul e cu noi. Ne putem dovără și la rău. Și nu orice întâlnire este părtășie sfântă, ca în fapte de 240. Nu orice întâlnire. Sunt întâlniri de tineri, frați și cei mai în vârstă. Nu ne referim la nicio categorie. Anume, Toate categoriile pot avea întâlniri care să fie defectuoase și rele. Se întâlnesc, știm noi. Nu da. vorbești de rău, știi? Da. Sau te întâlnești să faci ceva ce nu e neapărat, știi, doritor pentru Dumnezeu. Adică, da, poți să ai tot felul de activități tinerii sau... Da. Și uh, important este părtășia să fie sfântă în, uh, în uh, numele lui Isus, în prezența lui Isus Și de asta cineva spunea, totdeauna când uh, în biserică există părtășie, să fie acolo Biblia între ei. Neapărat. Un text, rugăciune, uh, discutăți după cuvânt. Da, poate să fie o, o părtășie mai liberă, Nu un ceai, la un fursec, cum doriți. Exact. Dar trebuie să fie cuvântul pentru că El este Cel ce ne unește și ne ține pe toți. Dacă îl depărtezi, poate te relaxezi pentru o clipă, dar după aceea s-ar putea să vină altcineva. Și nu e bine pentru părtășia respectivă. Da. Iar cina Domnului este actul solemn. Vedem că Scriptura ne învață că ne putem apropia de cina Domnului doar în condițiile în care am, avem legământ cu Domnul, mărturisit în apa botezului. Și spune Pavel să ne cercetăm, trebuie să avem și o relație bună când ne apropiem de cina Domnului. Iată, este un factor de sfințire între noi, cina. Și așa și este. E cină, sunt unii oameni care mă întreabă, să postesc în ziua cinei? Este tendința asta spre sfințire, spre îndreptare. i am zis, nu-i greșit, dar nu-i nicio regulă să nu-ți pui treaba asta. Și toate activitățile acestea ale bisericii aveau darul de a-L aduce pe Iisus între ei, de a-L aduce pe Dumnezeu în mijlocul lor. Și asta să ne aștept Dumnezeu să facem și noi. Și în preajma acestei sărbători și să o ținem așa, cât mai mult, cât mai bine. Și aici, tu, la televiziune, cauți să-l ai pe Dumnezeu în tot ceea ce, toți invitații și tot ceea ce se întâmplă. Și în felul acesta se va duce mai departe lucrarea Duhului care este chiar și aici, în televiziune, și mai ales în bisericile noastre. Da, da Domnului, Florin. Da. Iată-ne că suntem în mâna Duhului Sfânt și da. trebuie da. să-l lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în viețile noastre. Da. Oricât am încercat noi să limităm și putem să o facem. Da. Nu putem să facem ceea ce Dumnezeu vrea să facem. El le a dat indicații clare, călăuzirea Duhului Sfânt și am văzut că uneori Dumnezeu, Dumnezeu un cum spune, într-o anumită direcție care este opusă a ceea ce gândeam. Da? Uh -huh. Și Pavel a avut experiența asta și celălalt țăpostul în care Dumnezeu l-a direcționat într-o direcție în care omenește, tu ai fi vrut să faci altceva. Uh -huh. Dar aici este relația aceea despre care vorbesc și mi-a plăcut foarte mult că ai pus accent pe relație. Uh -huh. Dar o relație e. Rămâne la tine dacă te supui sau nu te uh -huh. supui. Dumnezeu nu te obligă. Da, corect. Îți dă tot ce ai nevoie. Te-a zestrat, vorbim iară de ceea uh -huh. ce, am, de ce am vorbit în seara, aceasta as-ți -a, uh -huh. a dat tot ce ai nevoie, dar nu te obligă. Da. Îți arată drumul, îți arată calea, îți dă tot ce ai mângâietorul, da? Uh -huh. Puterea Duhului Sfânt, dar nu e. Dacă tu nu vrei să faci, Dumnezeu va găsi o altă cale, o altă metodă Sigur. prin care să facă uh -huh. lucrarea uh -huh. aceea. Dar tu vei pierde. Da. Tu vei pierde da, da, și. Da. La un moment dat întristez Duhul Sfânt și știm uh -huh. relația aceasta. Dumnezeu să ne ajute să fim ascultători de Duhul Sfânt, să la dispoziția Lui și să nu devenim niște copii proaste a ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Uh -huh. Să fim niște oameni așa cum Dumnezeu ne dorește. Uh -huh. Ei, dependența asta de Dumnezeu e grea. Uh -huh. Lecția asta a de dependenței poate uh -huh. una dintre cele mai grele lecții pe care ne le avem în viață. Să stai uh -huh. să vezi ce zice Dumnezeu să faci. Uh -huh. Noi avem omenești, ne facem planuri și ne facem ale noastre, să ne fie bine să și e normal, omenește, dacă nu luăm așa, omenește, zicem, băi, e bine. Dar câteodată Dumnezeu lucrează altfel decât gândim noi. Da. noi ne aruncă într-o într situație sau într-un într loc unde nu mai suntem atât de siguri pe picioarele noastre. Mm. De aici se vede puterea lui Dumnezeu și ceea ce au făcut și la Da. Vă îți mulțumesc foarte mult. Dacă ai un verset, un gând de final, un, așa, mm. pe care să-l avem în în încheierea acestei emisiuni, te rog. Da. Uh, am versetul acesta care l-am citat în timpul emisiunii, în Ioan 14 cu 12, ce spune adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu, banca va face altele și mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți ceva numele meu, voi face. Și aș vrea să las o mică provocare. Te rog. Dacă ești lucrător, încearcă să te rogi în fiecare zi o or, oră. O oră, stai cu Domnul. Citești Biblia, te rogi, nu, nu mai rugăciune. Și să vezi cum este duminica următoare, după ce o săptămână ai făcut lucrul acesta timp de oră cu Dumnezeu, să vezi cum este predicata, slujirea ta în duminica următoare. Dacă îți place ce va fi în duminica aceea, să continui să faci lucrul acesta. Dar nu numai pentru slujitori, ci așa să facă fiecare creștin. Aici spune că dacă vei cere, orice vei cere, voi face, tu vei împlini și tu lucrarea pe care Iisus a făcut-o. Dar numai să împlinești condiția aceasta. Și dacă facem lucrul acesta zilnic, măcar o oră să stăm cu Dumnezeu în rugăciune, să, să puneți la încercare pe Dumnezeu și să vedeți cum va acționa El. Dacă noi vom face lucrul acesta o perioadă de timp, ăsta poate să intre în, în obișnuința noastră. Și atunci puterea aceasta va veni în viața noastră în mod intrinsec, vei fi mai tare, vei fi un slujitor mai bun, mai folositor pentru Dumnezeul tău. Asta e o, la o provocare, Domnul, să ne ajute să facem toți lucrurile La Lavă Domnului! Amin. Așa se ne ajute Dumnezeu. Provocarea asta mi iau și eu. Amin. Să vedem cu siguranță Dumnezeu va lucra. Când stai în citirea cuvântului și în greciune, nu are decât să fie o binecuvântare. n are altă variantă. Amin. Părinte, îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Mulțumim că ai fost cu noi. Dumnezeu să dea putere, binecuvântarea. Să te înzestreze cu tot ce mai ai nevoie Părinte. în lucrarea pe care o duci. Și cu ajutorul Domnului ne vedem la alte emisiune. Mulțumesc de invitație. Domnul să te Mulțumesc și eu. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim în seara aceasta pentru prezența în fața acestor ecrane. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere! Thank you